Informație de ultim moment, cunoscutul manechin Vivien Adrian Bârleanu, fotomodel de nivel internațional, a fost arestat pentru viol și lipsire de libertate. Pe 27 septembrie ar fi atacată o tânără. Carmina Pricopie vine cu toate datele. Bun găsit, Carmina! Bună ziua! Într-adevăr, celebrul Vivien Bârleanu a fost arestat ieri de către judecătoria sectorului 5. Magistrații de acolo au emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele tânărului. Acuzațiile sunt extrem de grave, vorbind despre lipsire de libertate și viol. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, în noaptea de 27 septembrie, adică în urmă cu 3 zile, tânărul era împreună cu o persoană, o femeie din anturajul său, au ajuns până în fața casei lui, ar fi rugat-o să urce la el în apartament, fata l-a respins, i-a spus că nu vrea să urce, ulterior acesta a luat-o la bătaie și a urcat-o cu forța în apartamentul lui, unde, amenințată fiind și lovită de mai multe ori, tânăra a fost violată. A doua zi dimineață, după ce a scăpat din apartament, victima a mers la poliție, a depus reclamație și a scos un certificat medico-legal. Medicii legiști au concluzionat că pot aprecia 4-5 zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite. Pe baza mărturiei fetelor și cu certificatul medico-legal, polițiștii l-au încătușat, iar ieri procurorii l-au prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Vivien Bârleanu nu este la prima abatere de acest gen. Anul trecut au existat mai multe dispute cu fosta sa iubită, o tânără din Republica Moldova. La un moment dat chiar a și cerut și obținut ordin de protecție, tânăra din Republica Moldova, la fel top model de talie mondială. A mai avut la fel o relație destul de conflictuală cu o altă tânără din Brazilia, despre care familia povestea că ar fi avut nevoie de îngrijiri de specialitate după ce a fost găsită dezorientată pe străzi și a fost internată de familie într-o clinică de psihiatrie. Mulțumesc, Carmina Pricopie, pentru toate aceste informații. Așadar, un celebru fotomodel, Andrei Bârleanu, cunoscut numele de scenă, acest Vivien Bârleanu, arestat acum pentru viol. Mulțumesc! Acum